din familie, sunt născut și crescut într-o familie de apicultori. Se spune așa, prima dată m-am urcat pe tractor la 6-7 ani. La vârsta de 14-15 ani, mergeam împreună cu tatăl meu pe o combină, un clas Mercator foarte veche, dar foarte funcțională. Agriconsorțiul Videle operează o suprafață de 3500 de hectare pe raza a 6 comune. Ne-am gândit să achiziționăm o combină care să recolteze anual undeva la 2500 de hectare. Am ales Lexion 8700 și pentru a ne oferi independența de a recolta suprafețe mari, zilnic, pentru a oferi un confort în plus operatorului. Am ales CEMUS automatic, combina își face setările absolut automat. Operatorului este foarte ușor să aibă o eficiență maximă și o productivitate maximă cu această combină de dimineață, de când începe curățatul și pregătirea combinei, până seara târziu la finalul recoltatului. Fiecare nouă generație de combine de recoltat dezvoltate de către noi, cei de la CLAAS, am îmbunătățit performanțele utilajului pentru un proces de recoltare cât mai simplu și cantități recoltate cât mai mari. Azi este o zi pentru noi foarte frumoasă de recoltat. Primul pas de a avea această eficiență și productivitate este header-ul frontal. Este un header foarte compact, poate aduce peste sau aproximativ de 10% productivitate mai mare a combinei. Sistemul CLAAS AutoContour care ne dă posibilitatea de a copia terenul exact după bara de tăiere. Și această funcție presupune o reacție foarte rapidă și tăiere uniformă. Astăzi ce vom recolta? Ca ideea. Astăzi intrăm într-un câmp de 220 de hectare, unde estimăm o producție medie în jurul a 6.000 de kilograme la hectar. De grâu și o să încercăm să recoltăm undeva la 500 de tone. Ok, atunci punem astăzi o țintă de 500 de tone pentru nouă lecțion. Da. Bine. Pentru combina eficientă trebuie să aveți un header care este flexibil, header care este ușor, header care poate copia terenul, header care poate ajusta masa hidraulică și cu siguranță header care se numește CLAAS Vario între 5 metri și 13,80 metri. De aici începe drumul transformării grâului în pâinea pe care o mâncăm zilnic cu toții. Fiecare spic, fiecare boabă de grâu sunt importante și acest lucru l-am avut în vedere atunci când am dezvoltat noile combine Lexion. Mergi, cum să zice, se explică de dracu ea, cum s-ar zice, că e foarte ușor de condus, nu te obosește foarte mult, ai multe bătăi de cap, trebuie să fii mai mult atent cum mergi, pe unde mergi, față de ce făceam mers eu anul trecut. Asta mi se pare de 100 de ori mai ușor. Nu trebuie să fii atent. Tot așa, e legat în înălțime, stai carda cu ea de pământ și nu rămâne o parte așa, sau o parte mai sus, sau... Adică te referi la header, la autocontur, sistemul care copiază terenul. Copiază terenul, la înaltă trebuie întotdeauna să fie. Când atent acolo, când așa,
când în față, când la bunker, când aici. Ești atent în header, înainte ce ai și te scărcai. Asta este noul terminal Cebes și adică cu toate funcțiile de touchscreen ne ajută pe partea de recoltat. Pentru că îți în orice meniu mult mai ușor. Ai dat pe el, ți-a intrat în meniu, nu mai stai, în loc să fii atent la drum înainte, erai atent, stai să intru ca să reglezi o sită, trebuia să intri în 7 lucruri odată. Mai mult stăteam și reglam. Nu știu cum aș mai descurca acum pe mâna de Island. Lumini, puteți să spunem, foarte frumoase. O să încercăm și seara asta. Da, noaptea cu zis pică trăieri ca ziua. Deci care vrea să trăiere rapiță sau floarea soarelui din noapte, în general am înțeles că merge. Vremurile se schimbă, oamenii se schimbă, utilajele se schimbă. Ceea ce rămâne peste timp este dorința noastră a fiecăruia de a încerca să fim azi un pic mai bun decât am fost ieri. Indiferent că vorbim despre mașina de recoltat sau cantitatea de grâu.